Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trecem de la una la alta într-o emisiune atât de ciudată și de variată și de ca viața, alături de doamna doctor Simona Ardelean. Mă bucur tare mult să vă cunosc. Și eu, cel puțin la fel de mult. Chiar îmi doream de mult timp treaba asta. Și eu mi-aș fi dorit, îmi doream să vă văd, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Doamna doctor este medic oftalmolog și a venit cumva să demonteze niște mituri cu care noi trăim în fiecare zi și care ne cam poluează viața, deși într-un fel e așa, într-un fel nu. De pildă, o să vă întrebăm direct, este adevărat că statul foarte mult în fața unei tablete, a unui calculator sau în fața unui telefon mobil strică vederea unui adult? Da, e un mit acesta. În cazul adultului nu se cunoaște încă o patologie care să aibă o cauză exactă statul în fața calculatorului. Deci nu s-a demonstrat științific asta? Nu. Până acum nu se cunoaște o boală, o afecțiune generată strict de calculator. Dar știți că ne încurajați acum, nu? Abia așteptăm să ne ducem să vedem un serial pe telefon. Sunt neajunsuri și o să revin cu detalii. În schimb, când e vorba despre un copil, lucrurile nu stau tocmai așa. Da. Și revenim la școala online. Asta exact. E problema mea. Și nu numai a mea. Nu întâmplător, miopia în rândul copiilor și a tinerilor s-a dublat ca număr în ultimii 10 ani. Și asta tocmai în perioada în care tehnologia s-a dezvoltat cel mai mult și dispozitivele digitale cu ecrane luminoase au proliferat extraordinar. Cu siguranță este o legătură între acestea. Cu siguranță. Mai mult decât atât, acum au devenit o necesitate, nu mai sunt un moft. Copiii trebuie să învețe carte așa. Exact. Cum am putea să protejăm copilul în momentul în care el trebuie să stea cel puțin 4 ore în fiecare zi în fața calculatorului? Există vreo lentilă protectoare, vreo lacrimă artificială? Nu știu, întreb. Sigur că există, în primul rând, ecrane de protecție pentru calculatoare și chiar și telefoanele au, mai moderne. Important este să nu stăm foarte aproape, nici ca adulți și atât mai mult copiii. Ei au tendința asta să țină telefonul sau tableta foarte aproape și asta e dăunător. Dacă persoana respectivă poartă ochelari de vedere, de exemplu, și aceștia pot să aibă niște filtre speciale pentru calculator, pentru lumina albastră, în special pe care o degajă în cantitate mare ecranul. Lacrimile artificiale sunt bune pentru copii sau pentru adulți? Copiii, în general, nu prea simt nevoia. La adulți, într-adevăr, e foarte frecvent întâlnit sindromul de ochi uscat, îl numim noi, și mai ales la cei care au preponderent muncă de birou, care stau ore în șir, nemișcați din fața ecranului. Da, sunt mulți pacienți care vin și se plâng că au ochii iritați, roșii, ustură, au senzație de corp străin. Toate astea fac parte din cadrul acestui sindrom. Dar calitatea vederii efective nu e afectată. Nu. Bun. E doar senzația asta de corp străin, de nisip în ochi. Suferința suprafeței ochiului. Da. Din cauza că s-a constatat că atunci când ne concentrăm foarte mult pe o activitate de aproape, mai ales la ecran, clipim mai rar. Sunt studii care usucă. Exact. Sunt studii care spun că față de un clipit normal de 15-20 de ori pe minut, se ajunge la 7 sau chiar 5. Ceea ce expune exagerat suprafața ochiului la aer și automat se deshidratează și apare această iritație cronică. Am tot aflat de la medici care se ocupă de calitatea somnului. Exact. Că obiceiul ăsta prost pe care îl avem, că înainte de a ne culca, mai dăm un ochi pe telefonul mobil să vedem ce se mai întâmplă, ce mai fac prietenii, ce mai... Nu mult! Doar că apare lumina albastră care... Exact. Intervine asupra creierului și îl zrunce. Și o să explic de ce. Lumina albastră e o parte din spectrul solar vizibil. Deci ține de lumina zilei. Și are un mare rol în menținerea stării de veche. Da. Dimineața când crește lumina albastră ne trezim și invers seara când lumina diminuează, creierul primește un mesaj că trebuie să se pregătească pentru somn. Ori dacă noi la ore târzii din noapte, că de obicei atunci se întâmplă, exact, că atunci găsim un moment liber, stăm cu ochii țintă în ecran, asta trimite o informație eronată creierului, cum că ar fi zi.
Și în felul ăsta apar, într-adevăr, tulburări de somn, dezechilibru în ritmul circadian de veche și somn. Doamna doctor, aud foarte mulți copii, iartă-mă, și foarte mulți părinți care au mai nou această problemă. Doamne, nu poți să-l țin pe copil 4-5 ore în fața calculatorului sau a laptopului pentru școală și amintea să-i spun nu n-ai voie să te joci deloc pe calculator. Pentru că cumva o ia ca pe o pedeapsă. Bine, stau la calculator doar să învăț, doar să învăț. Care ar fi timpul optim pentru un copil, dar și pentru un adult, să-și petreacă timpul în fața unui calculator exact sau asta a unui laptop? Întreb. Cam cât e permis? Acum e greu de spus, cu școala online petrec oricum, deci 4 ore mai mult oricum le petreci. Trebuie. Pentru activități recreative, noi, în funcție de vârstă, recomandăm să nu se depășească o oră, două, și asta în mai multe reprize adunate. Mai important însă mi se pare că acest timp, numărul de ore petrecut în fața ecranului să fie compensat de același număr de ore petrecut în aer liber, mai ales când la nu lumina plouă. Zilei. Mișcarea în aer liber și expunerea la lumina soarelui au un rol foarte benefic pentru sănătatea ochilor. Și pentru un adult? Vorbim despre același timp? Pentru un adult. Păi adultul stă foarte mult timp cu telefonul în mână. 12 ore în fața ecranului, pentru că la asta le e meseria. În cazurile astea recomandăm, eu cel puțin așa fac, și folosirea de suplimente de lacrimi, într-adevăr, care formează o peliculă protectoare pe suprafață și asigură o senzație de confort, măcar pentru o oră, două. Sau o pauze mici. La o oră e bine să stăm 5-10 minute cu ochii închiși. Sau mai e acea o regulă drăguță numită 20-20-20, adică la 20 de minute de expunere la ecran, să luăm ochii de acolo pentru 20 de secunde și privind un obiect la distanță, să clipim de 20 de ori. Foarte bună! Bună, asta mi se foarte pare bună! N-am auzit-o niciodată! Dar închipui cum ar fi ca mai mulți din același birou să dar să înceapă o dată, toți face, lăsați obiectul ăla! N-are importanță, e foarte bună! Am învățat multe lucruri de la doamna doctor Simona Ardelean astăzi, mulțumim mult de tot! Statul în fața calculatorului este pentru adult, ok? Dar pentru copil, atenție mare, mai ales când începe școala online!